Caz șocant la spitalul din Mangalia. Un tânăr de doar 25 de ani a murit din cauza unei peritonite, după ce medicul care trebuia să-l opereze de apendicită a amânat operația. Iulian s-a stins din viață la numai 25 de ani, după o luptă aparent simplă cu apendicita, o inflamație banală, care ar fi putut fi tratată cu ușurință la timpul potrivit. După primele dureri de burtă, băiatul s-a dus la spitalul din Mangalia împreună cu tatăl său, însă 3 zile ar fi durat până i s-a pus un diagnostic. Inițial, medicii l-au tratat de enterocolită, de pietre larinic și abia apoi de apendicită. Din păcate, nu a fost operat în acea zi, deoarece medicul a considerat că este trecut de ora 14 și nu mai are timp pentru încă o operație. Iulian a rămas în spital cu promisiunea că va fi operat a doua zi. I-au făcut electrocardiogramă, i-au băgat o perfuzie și i-a dat drumul acasă. Bacă e rinichiu, bacă e nisip, bacă e enterocolită, bacă e piatră. Deci au mers pe bâșbâială. Am plecat iar la urgență, în aceea zi, pe 17. De data asta i-au luat și sânge, urină, i-au făcut iar perfuzii. Boala l-a adus pe Iulian Grigore la spital înainte de Crăciun, iar o zi de așteptare s-a transformat în 6. Mi-a făcut acum perfuzia de prânz și stau în pat și mă odinesc un pic. Tot acest timp vreau să spun că a fost și umilit de către asistentă. Și îi spunea, dă-te jos din pat că ești mare, vrea, ești așa gras, du-te și spală-te că puți. Deci îl umilea, el săracul nu putea să de dureri. După zile întregi de dureri, Iulian a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Constanța. Medicii de la Mangalia nu mai puteau să-l opereze, așa că l-au trimis la județean. În urma investigațiilor imagistice s-a hotărât și s-a intervenit chirurgical de urgență. Ulterior a mers la terapie intensivă cu stare generală gravă, instabilă, hemodinamic, în pofida tuturor eforturilor depuse de către medicii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Constanța. A survenit decesul. Tânărul a pierit de peritonită, arată inclusiv certificatul medico-legal. Nu a vrut dumneavoastră să-l opereze în acea zi, că este târziu, că a fost unul, jumătate, două de pe masă și că e târziu și că nu știu ce. Că urmează miercuri. Miercuri dimineața au apărut niște complicații. El a fi fost mai plinut și că a fost complicat și de ce nu l-a trimis de la început, la Constanța sau nu știu, putea să zică. Noi nu putem și dar nu ții 6 zile în spital, a văzut că e grav și că nu mai are ce să-i facă, i-a făcut bilet de externare. Medicul chirurg acuzat că nu a vrut să-l opereze pe băiat la Mangalia lucrează la acel spital de mai bine de 15 ani. Șefii lui așteaptă expertiza medico-legală. Așteptăm, de fapt, dumneavoastră să aștepte și, bineînțeles, și instituția noastră, concluziile expertizei medico-legale, cel puțin pe documente, necropsia anatomopatologică efectuată de colegii de la Spitalul Județean. Acum familia încearcă să-și facă dreptate pe cale legală cu ajutorul unui avocat. Vor depune plângere pentru ucidere din culpă și neglijență în serviciu.